mai tare. Dacă dacă am zis, dacă nu pot, Incendiul s-a declanșat la puțin timp după miezul nopții în cartierul Columbia din Cernavodă. Casele de acolo sunt făcute din lemn, așa că au ars ca o torță și focul s-a propagat imediat de la un apartament la altul. Oamenii au apucat să iasă din locuință și au văzut cum tavanul se prăbușește într-o baie de flăcări în spatele lor. Scoase scopul copii afară și a căzut peretele cu foc. La ora 12:09 am apelat pe telefon, am sunat la 112. Mi-a făcut legătura cu pompieri, a venit pompierii la ora 1 fără un sfert, cu mașinile jumate de apă. Deci n-a apucat să stingă nimic. Deci nu era luat foc decât o singură apartament și puțin din al doilea. Deci nimic n-a putut să stingă, pompierii au venit fără apă. Ați apucat să recuperați ceva din casă? Nu, n-am apucat decât actele și două televizoare și cam atât. Ce am apucat de... am luat... ce am găsit la îndemână. Când începuse să tavanul, să pârie și mi-am ieșit cădea pe noi. Detașamentul de pompieri Cernavodă a fost alarmat în dimineața zilei de 16 februarie, în jurul orei 12:00, de producerea unui incendiu în zona barăcilor din tabăra Columbia. Ne-am deplasat inițial cu două autospeciale cu apă. În urma constatării situației existente, am mai cerut în sprijin din subunitate o mașină, plus una de la centrala nucleară și una de la detașamentul de pompieri Megidia, plus ambulanța Smurs și plus încă o autospecială de mică capacitate în sprijin. S-a acționat cu forțele existente din cauza lipsei apei hidranților din zona afectată. Au fost întreruperi în lichidarea incendiului. Autoritățile locale au încercat încă de noaptea trecută să găsească soluții pentru cazarea sinistraților. Afară erau -2°C, așa că oamenii aveau nevoie de o soluție de urgență. Sunt 10 apartamente cu 18 familii. Mergem acum la primărie și să încercăm să găsim câteva locații, căminul de bătrâni, unde avem câteva locuri, apoi căminul din curtea liceului de asemeni, astfel încât la ora 9-10 mâine să putem să cazăm pe toți cei care nu se pot caza la vecini sau la rude. Localnicii care s-au întors pe zi să vadă ce le-a mai rămas din case au fost îngroziți. Toată averea lor de viață a fost distrusă, pagubele depășesc 100.000 de lei.